România se numără printre primele 5 cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Eticheta este pusă de un studiu realizat de un ONG. Permiteți-mi să vă prezint invitații mei de astăzi, Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Lili, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua! Lucian Iliescu, senator PMP și președinte PMP Sector 5. Mulțumesc pentru prezență. Bună ziua! Și avocatul Lavrin Covaș. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum Talk B1. Pentru început vă propun să mergem în Parlament să vedem care este atmosfera acolo. Deputații supun la vot într-o ședință de plen convocată în sesiune extraordinară proiectul de eliminare a tuturor pensiilor speciale, cu excepția celor din sistemul de apărare și ordine publică. Colega mea Gabriela Mihai este în Parlament, ne dă toate detaliile. Gabi, te rog, bună ziua! Găsit, liberalii speră ca astăzi în plenul Camerei Deputaților să se dea un vot final pentru eliminarea pensiilor speciale și dacă până acum se lua în calcul ca doar militarii să rămână cu pensia specială, conform anumitor surse, se pare că în plenul Camerei Deputaților vor veni cu un amendament conform căruia și artiștii, dar și sportivii ar putea beneficia în continuare de pensiile speciale. Asta dacă se va da un vot final astăzi, pentru că, pe de altă parte, socialdemocrații vor să retrimită proiectul de lege înapoi la Comisia Specială și rămâne de văzut ce se va întâmpla dacă socialdemocrații vor putea să-și atingă acest obiectiv și anume de a retrimite proiectul la Comisia Specială, atunci cei din Partidul Național Liberal susțin că vor veni cu asumarea răspunderii. Așadar, vorbim despre un proiect extrem de controversat, pentru că, iată, astăzi, de exemplu, instanțele și parchetele sunt blocate din cauza eliminării pensiilor speciale, întrucât sunt magistrați care fac proteste, fac grevă și, pe de altă parte, chiar în această dimineață a avut loc o întâlnire între cei dintre cei care fac parte din sindicatul grefierilor și premierul Ludovic Orban. Rămâne de văzut până la urmă la ce concluzii au ajuns. Cert este că vom vedea până la urmă dacă astăzi în plenul Camerei Deputaților se va da un vot final sau nu pe eliminarea pensiilor speciale. Mulțumim foarte mult, Gabriela Mihai a fost în direct alături de noi. O să revenim în Parlament de îndată ce se fac și declarații de presă. Avem anunțate acolo câteva declarații ale politicienilor. O să le vedeți în direct pe B1 TV. Până atunci însă începem dezbaterile. Domnule senator Iliescu, mă adresez dumneavoastră pentru început. Înțelegem că USR a vrut să modifice proiectul în Comisia de Muncă. Nu a reușit acest lucru și acum cei de la USR spun că în cazul în care guvernul nu pică, moțiunea de cenzură nu trece, da, pentru că ăștia sunt pașii socialdemocraților, și ajunge la CCR acest proiect al abrogării pensiilor speciale, acesta va trece de CCR, o să va pica la controlul de constituționalitate. E complicat că un drept pe care l-ai câștigat în decursul vieții, e foarte greu să îl iei. Greu a fost făcut acum mai bine de 2001. Facem socoteala, suntem în anul 2020, acum 19 ani, pe vremea lui Adrian Năstase, când pentru prima oară s-a vorbit de aceste pensii de serviciu. Totodată este și complicat într-o țară în care avem peste 5 milioane de pensionari, 1 milion de pensionari au 704 lei pensia minimă, iar o categorie formată din 180.000 de cetățeni acestei țări au pensii foarte mari. Parlamentul trebuie să ia o decizie. Noi, Partidul Mișcarea Populară, am spus de la bun început că pensiile trebuie calculate pe principiul contributivității în timpul vieții, iar faptul că noi privăm unele categorii care actualmente au pensii de serviciu sau pensii speciale în detrimentul altei categorii, astăzi când vorbim, nu cred că acest proiect va trece de Curtea Constituțională. Totuși, trebuie gândit, eu aș merge ca acest proiect să fie retrimis la comisii, să fie analizat, astfel încât
să gândim limpede, parlamentarii României să gândească limpede și să dăm un mesaj acestor oameni care la ora asta primesc pensii și unii dintre ei primesc pensii destul de mari. Ne gândim la magistrați. USR-ul și PSD-ul încearcă fel de tertipuri astfel încât să iasă bine în fața electoratului. Dar nu putem să lăsăm o categorie de peste 5 milioane, sunt 5,3 milioane de pensionari în România, nu putem să lăsăm o categorie exact, nu putem să lăsăm o categorie majoritară, 5 milioane de oameni, în detrimentul unei minorități de 180.000 de cetățeni. Din punctul meu de vedere, dacă este pentru unul mumă, să fie pentru toată lumea. Cam astea sunt, cu tot regretul, probabil sunt unii dintre, sau sigur, acei, unul dintre, sau mai mulți dintre acei 180.000 de oameni mă pot înjura la ora asta sau pot să-mi spună orice, dar trebuie să ne gândim și la ce facem cu ceilalți. Sunt foarte mulți oameni care au o pensie de... Și atenție, nemai vorbind că, în fine, cifra este puțin mai mică. Noi mai avem o altă categorie în această țară, sunt acei lucrători la CAP și la IASE, care dânsii n-au contribuit niciodată la bugetul de pensii, dar au un ajutor social, ca așa se numește, în valoare de 650 de lei. Acea categorie este exceptată de la acest lucru, vor primi în continuare acești bani. Lucrurile sunt complicate, totuși vorbim de un drept care a fost câștigat și acum Parlamentul vine și spune, domne, noi nu mai vă putem da acest drept pe care l-ați câștigat prin lege. Trebuie găsită o cale de mijloc, inclusiv eu nu aș merge ca pensiile peste un anumit nivel, aceste pensii numite și pensii speciale, să fie impozitate astfel încât să corerăm acest lucru. Nu știu ce decizie se va lua. Nu este tardiv să discutăm despre retrimiterea la comisii și rediscutarea acestui proiect, având în vedere... Astăzi se dă votul, clar. Nu știu, dar orice formulă de vot se va da astăzi va fi atacat la Curtea Constituțională și din punctul meu de vedere, nefiind un jurist, dar vorbind există cu... precedent. Exact, există precedent, va fi câștigat și va fi atacat. Este un drept pe care l-ai câștigat. Este foarte greu să iei unui cetățean un drept pe care l-a câștigat prin lege și atenție, acest drept câștigat a funcționat, adică acești oameni, pensionari, acești pensionari de lux cu mine, noi, au primit bani în ultimii mulți ani de zile în România. E, greșeala a fost făcută. Asta este. A fost făcută și toată lumea tot prin prisma votului au gândit. Au zis, domne, avem o categorie de persoane, le promitem. Unii dintre ei, știți că există și circumstanța asta, că în domeniul magistraturii nu au dreptul să facă alte activități decât activități stricte sau sunt foarte... Ei, au o plajă foarte... foarte multe exact. Restricții și pensionăm la 65 de ani și nu avem exact. Exerse de genul acesta. Iarăși, nu mi se pare normal ca într-o țară să te pensionezi la 45 de ani sau 47 de ani. Nu mi se pare și este foarte bine și îl felicit pe premier că și-a asumat ca pensia și salariu să nu mai existe în sistemul de stat cumulul pensiei cu salariu. Adică e regulă, ai ieșit la 47 de ani, te duci frumos în privat. Nu mai ai ce să cauți la stat, să ocupi și este foarte bine că a intrat această lege în vigoare. Știți, o țară și cu asta închid, să-i las și pe partenerii mei de emisiune să-și pună punctul de vedere, într-o țară în care nu există reguli și legea nu este aplicată, această țară tinde să se ducă așa în gândirea fiecărui român, să spună, măi, că țara asta e neguvernată. Nu. Ori facem reguli și legi avem. 99% din legile din România, sau 95% din legile din România sunt aplicate. Și le și aplicăm, ori dacă nu, nu putem să mințim la nesfârșit românii. Deci Liliana este o consecință la ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani în România. Ori punem, tragem linie și spunem, dragi români, am greșit, hai să ducem România pe un drum normal, că numai așa putem să avem de câștigat. Dacă nu, tot timpul, din 4 în 4 ani, vor fi aceste discuții. Eu o să vorbesc mai puțin despre cauzele acestui anunț al tăierii pensiilor și o să vorbesc despre efectul acestui anunț și anume aceste greve mascate ale magistraților. Trebuia să te invit ieri, am dezbătut pe larg subiectul. Pentru că ei sunt singurii care se revoltă. E vorba despre o categorie
foarte clară. Ținta, până la urmă, sunt magistrații, pentru că pensiile militare și pensiile din ordinea publică sunt exceptate. Deci vorbim numai despre pensiile care magistrații. Care sunt majoritare în aceste pensii. În peste 140.000. Da. Deci 90% este vorba despre 75% despre pensiile magistraților, care sunt deja pregătiți încă din luna decembrie prin adunările generale să atace la Curtea Constituțională, având în vedere precedentul din 2010, când s-a tăiat un anumit procent și Curtea Constituțională a statuat că un drept câștigat nu mai poate fi tăiat cel puțin în acest mod. Însă efectele anunțului sunt unele care ridică foarte multe semne de întrebare. Aceste greve mascate inadmisibile și ilegale ale magistraților, în condițiile în care o să vă spună și domnul avocat, în instanțele din România sunt procese a căror termene se dau și într-un an și jumătate. La Înalta Curte avem termene date peste un an și jumătate și care în aceste zile își găsesc termenul după un an și jumătate, doi. Și nu se judecă pentru că e grevă? Toate sunt amânate pentru că este grevă sau pentru a nu intra magistrații în grevă și aș periclita oarecum postul, atunci intră grefierii în grevă. Ori un proces, indiferent de natura lui, că este civil, penal sau de altă natură, comercial, administrativ, fiscal, nu poate avea loc fără prezența unui grefier. Ori această amenințare publică de blocare practică a sistemului judiciar, în care sistemul judiciar se confruntă cu un număr de peste 5 milioane de dosare și procese, să fie blocat întreg sistemul pentru că este un interes și o luptă între două putere ale statului, mi se pare inadmisibil. Cum mi se pare inadmisibil pe măsura rezultatelor. Sigur, o să spună magistrații, domnule, dar nu suntem toți la fel. Ok, eu sunt de acord că nu sunt toți la fel, dar eu văd procese, chiar astăzi vedeam un proces al lui Dinu Pescariu, știți cel celebru Dinu Pescariu, care a obținut și a recunoscut că prin anumite fapte de corupție a obținut sute de milioane de euro pe care i-a folosit în cei 10 ani de când s-au făcut acele mișmașuri, presupuse că deocamdată nu s-a obținut nicio condamnare în dosarele Microsoft, câte un an de zile au luat 2-3 fraieri, nu așa, se rejudecă de la zero acel dosar trimis în judecată în urmă cu 3 ani, cu, bineînțeles, se va prescrie pe perioada judecării până la un verdict definitiv, pentru că unul dintre judecători a hotărât să se pensioneze. Ori eu cred că aici trebuie să facem o problemă. Dacă în ultimul termen judecătorul ți se pensionează după 5 ani de procese, nu? Tu iei procesul de la zero, pot să cred până la urmă, nu în cazul de față, că știu despre cine este vorba, dar pot să cred că ești mână-mână cu judecătorul până la ultimul, aproape de finalul procesului, să pensioneze și conform modificărilor făcute de profesor doctor universitar încă în viață, domnul Tudor Toader, tot procesul trebuie reluat de la zero. Ori atunci magistrații trebuie să se revolte când vom avea și vreo justiție transparentă, o justiție în care oamenii să nu se simtă nedreptățiți, pentru că dacă îl văd pe Dinu Pescariu, n-am nimic, omul nu-l cunosc, că rămâne cu 300 de milioane de euro și se prescrie fapta, nu sunt prea încântată. Deci tu vrei să spui, Lili, că aceste proteste nu eu ar trebui să aibă loc? Într-o perioadă în care justiția și sistemul judiciar din România, din păcate, se află, este praf pe românește, și da? Avem o sentințe ciudate, avem achitări care bănuiesc că nu vreau să cred că sunt nedrepte, după ce persoanele respective au fost arestate și plimbate și cocoțate și destituite și mai departe s-a ajuns la achitare după 5, 6, 7 ani de procese, undeva există o problemă. Dar nimeni nu plătește pentru asta. Dom'le, dacă tu ai abuzat un om și ai ajuns la achitare, cineva trebuie să plătească. Dacă omul ăla a fost liber și a făcut infracțiuni 10 ani, cineva trebuie să plătească, nu? Pentru că nu se poate să ajungi după 20 de ani să dai un verdict într-un dosar și aceea să fie achitare sau condamnare. Până la urmă ajunge tot la reglementarea legii, da, nu? Că ar trebui vreau să vă spun că marea majoritate, peste 60% în aceste pensii, unități speciale, sunt ale militarilor și ale polițiștilor. Și în rândul lor trebuie reglate lucrurile. Sunt oameni care au ieșit în an diferiți la pensie, cu aceeași grad, cu aceeași funcție. Unii dintre ei au pensia de 3.200 de lei, alții au pensia de 5.000 sau 8.000 de lei.
Deci clar că s-au făcut niște inechități și militarii și polițiștii ieșiți la pensie sunt supărați. Unul care a ieșit la pensie acum 15 ani cu aceeași vechime, da, cu aceeași grad. Și păcălește că se fac recalculări. Exact, și păcălește că se fac recalculări. Deci și asta trebuie luat în calcul. Asta e, luăm de la cei care și dăm la cei care ori le corelăm la toții pensia. Discutăm în momentul și bine a spus doamna Năstase că discutăm despre niște greve. Magistrații nu au dreptul la grevă. Ei maschează aceste greve cu denumirea de proteste. Totuși, întreruperea activității asta înseamnă grevă și acest lucru nu este deloc ok, nu este conform cu statutul magistratului și nu ar trebui să se întâmple. Iar cine eventual ar putea să se pronunțe asupra legalității sau ilegalității unei greve sunt tot alte instanțe, deci colegii lor. Noi avocații ieșim la pensie la 65 de ani. Pensiile din sistem, multe sunt la minim. Minim înseamnă 2000-2000 și ceva de lei pe lună. Unii mai fericiți probabil că au 3000 și ceva. Cred că maximum de pensie care se poate lua în sistemul nostru, care e privat al avocaților, e 6000. Noi nu protestăm pentru treaba aceasta. Nici nu plecăm mai repede la pensie la 45, 46, 47 de ani, deși sistemul ne uzează pe toți în același timp. Și noi suntem participanți la actul de justiție și noi stăm în instanțe zi de zi și noi ne lovim de arhive, de registraturi care sunt supraaglomerate în aceleași condiții sau poate în condiții și mai grele decât o fac magistrații. Judecători, că aceștia sunt magistrații, procurorii n-ar prea intra în această categorie. Deci, în momentul de față să discutăm că doar justiția, ceea ce s-a făcut foarte mult în ultimul timp, că doar justiția e un domeniu esențial pentru țară, sau doar ordinea publică, cum spunea domnul senator Iliescu, și că doar aceste categorii ar avea dreptul la pensii de serviciu, care, bineînțeles, ele în sine sunt speciale, nu este ok, pentru că avem nevoie și de cultură, avem nevoie și de educație, avem nevoie și de sănătate, avem nevoie de toate domeniile în așa fel încât țara aceasta, și de economie, bineînțeles, să se poată dezvolta în bune condiții și să poată oferi cetățenilor ei, lucru pentru care ei cotizează lunar prin taxe și impozite, un viitor și o viață mai bună. Iar aici Curtea Constituțională poate să aibă un rol esențial, apropo de aceste clusters pe care dumneavoastră l-ați descris, astfel încât să exprime. Nu poți tu, inginer sau economist, să fii dat la o parte... Este o problemă de discriminare. Exact. Este și o problemă de discriminare. Social. Dar trebuie să o spună un complet. Contributivitatea este cu totul altceva. Eu aș da judecătorilor salarii și mai mari. Important este, așa cum spunea și domnul Anastase, să-și facă treaba, să avem senzația, pentru că asta înseamnă justiție. Când pleci din sala de judecată, nu numai avocatul, adică specialistul dreptului, cât și justițiabilul, să aibă percepția și cei care asistă, și publicul, să aibă percepția că s-a făcut un act de dreptate. Ori acest lucru nu întotdeauna se întâmplă. De acord. Bun, dacă această lege ar trebui rediscutată, retrimisă la comisii, și că este clar, verde, că Curtea Constituțională va spune că neconstituțional. Bun, de ce? Păi asta zic, de ce au mers în față? De ce s-au dus înainte cu legea? Dacă e clar că se va întâmpla la CCR inevitabil. Haideți să vă spun, a fost o campanie în ultimii 2 ani de zile și noi, Partidul Mișcarea Populară, am avut o campanie în stradă de strângere de semnături, fără pensii speciale. Am strâns foarte multe semnături. Vreau să vă spun că percepția oamenilor, că ăsta este cel mai bun barometru, sondajele de opinie și percepția oamenilor pe stradă. Oamenii și pensionarii, atunci când toate televiziunile, toată mass media vorbește de pensii speciale, sunt să vă nedreptățiți. Când unii spun, domne, dar de ce eu după 40 de ani de muncă am o pensie de 700 de lei sau 1000 de lei? Că așa au fost condițiile în țara asta. Și altă categorie de persoane să aibă o pensie și să ia de la și aici, ceilalți... indiferent de simpatia politică, indiferent de votant, de felul în care votează la alegeri, cam toată lumea dorește eliminarea acestor pensii. Am ascultat acum câteva zile un sondaj de opinie în sensul ăsta, exact ce spuneți, electoratul fiecărui partid. Vreau să vă spun că media este cam de 70% din votanții fiecărui partid din România sunt exact în asentimentul guvernului Orban. Pensiile speciale trebuie să nu existe.
Doar așa putem să facem ordine. Bun, și se face astăzi ceva în acel sens. Guvernul are de ales în a citi această asumare. Atenție, se pot aduce amendamente. Ne-au anunțat că până, nu mai știu, cred că până vineri sau la ora 14 partidele au putut să depună amendamente. Vedem exact amendamentele partidelor politice. Guvernul Orman își poate asuma aceste amendamente sau nu și le poate asuma. Și va merge în continuare pe proiectul bloc al asumării răspundere împotriva pensiilor speciale. Urmează căile constituționale. Atacul la Curtea Constituțională, cam asta este singurul lucru care mai rămâne. Din punctul meu de vedere este foarte complicat, fiindcă un drept pe care l-ai câștigat este foarte greu să-l iei. Da, vreau să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Continuăm să dezbatem în câteva minute. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct, continuăm să discutăm despre decizia pe care o vor lua astăzi deputații în Parlament și anume eliminarea pensiilor speciale. La ora 14 începe plenul, vom vedea exact cum va arăta votul dacă nu se va trece de vot. Partidul Național Liberal a anunțat că își va asuma răspunderea pe acest proiect de lege mâine, când își va angaja răspunderea și pe alegerea primarilor în două tururi, o zi extrem de importantă mâine, de asemenea, la Casa Poporului. Vă rog, domnule Iliescu. Am făcut o erată, deci astăzi, la ora 14, această lege privind eliminarea pensiilor speciale a fost respinsă de Senatul României. Camera Deputaților este cameră decizională, este proiect de lege, nu este asumare de răspundere. Și vă și citesc, propun legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătore și al parchetelor, polițiști, funcționari publici cu statut special, funcționari publici parlamentari, membrilor Corpului Diplomatic și Consular al României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic, civil, navigant, profesionist din aviația civilă din România. Deci este o lege. Deci toată lumea, cu excepția celor din sistemul de apărare și ordine publică. Este o lege inițiată de Partidul Național Liberal, se va dezbate, iar guvernul Orban, dacă va trece, probabil va fi atacată la Curtea Constituțională, unde părerea mea, că așa cum arată, va fi... Curtea Constituțională o va respinge. Având în vedere că printre cei vizați sunt și judecătorii de la Curtea Constituțională. Având în vedere că printre cei vizați sunt și judecătorii de la Curtea Constituțională. Deci un motiv în plus ca aceasta să fie declarată neconstituțională. Da. Eu consider, pe cât de subiectiv, pe atât de obiectiv. Eu consider că deputații din toate partidele or să-și dea un vot astăzi, fiindcă oful celorlalți români pensionari este foarte mare pe această categorie de persoane. Asta am construit noi în ultimii 30 de ani, inechitățile astea sociale în România. Iar guvernul Orman a spus că își va asuma răspunderea pe acest proiect de lege. Să vedem dacă își va asuma răspunderea mâine, odată cu asumarea răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi. Păi dacă sau trece o altă... astăzi, nu mai trebuie să-și mai asume nicio răspundere. Păi nu știu dacă, să vedem, dacă nu va trece. Nu credeți că socialdemocrații o să bage bățul prin gar și o să-i lase pe Național Liberal să își asume acest proiect? Este o plajă totuși destul de serioasă de electorat, care poate aduce cu sine și mai mulți votanți împotriva Național Liberalilor, nu? Da. Există, sunt atât de multe posibilități. Dacă ați observat la asumarea răspunderii privind bugetul, imediat Partidul Social Democrat a taxat Partidul Național Liberal, a depus acel amendament, i-au prins pe picior greșit cu privire la alocații. Nici nu era inclus în buget acest proiect. Deci pur și simplu s-a depus amendament, în sală s-a citit, iar guvernul Orban a fost pus în fața faptului împlinit, să-și asume sau nu. Probabil asta se va întâmpla și astăzi. Vor veni cu vreo ghidușie, cu ceva să iasă în... Să se dubleze. Nu știu. Mă gândesc că la un moment dat stai și te întrebi dacă oamenii ăștia pe care noi, unii dintre ei, numim oameni de stat, și atenție, aici nu sunt de vină marea parte a deputaților și senatorilor. Sunt de vină acei 2-3 șefi care hotărăsc în numele celorlalți. Numai ca să iasă bine și să dea bine la electoratul lor. Dar în schimb privează... Păi votul e pe propria conștiință? Asta este, știți, sinceritatea câteodată nu e bună. Nesinceritatea nici ea nu e bună. În principiu votul este după propria conștiință, dar atunci când sunt de luat decizii foarte... Există o disciplină de partid. Trebuie spus lucrul ăsta.
Bun, vreau să te întreb, Liliana Năstase, referitor la declarațiile socialdemocraților, care au spus așa, domnule, mergem înainte cu acest proiect al pensiilor speciale, eliminarea lor, pentru ca național-liberalii să aibă, domnule, bani de alocații, că noi suntem chitiți pe alocații. Nu, PSD-ul a făcut cea mai mare tâmpenie în momentul în care a dat posibilitatea acumulării pensiei cu salariul la stat, pentru că a creat posibilitatea ca toți polițiștii și magistrații să se pensioneze pe bună dreptate, având posibilitatea să obțină niște venituri mult mai mari decât acelea, după 20 de ani, pentru că magistrații puteau să facă acest lucru, că de asemenea au niște prevederi mai speciale, având în vedere și condițiile mai speciale în care își desfășoară activitatea, ar fi, dacă vreți, niște motivații anticorupție, pentru că se presupune că nu trebuie să aibă niciun fel de gând să facă altceva decât actul de justiție. Cumulând aceste pensii cu salariu, s-a ajuns că în sistemul în poliție și în sistemul judiciar avem pensionari la 45 de ani, foarte mulți, care s-au reîntors pe aceleași posturi. Adică este o bătaie de joc, că tu dacă te pensionezi, se presupune că gata, ți-ai încheiat activitatea. Nu vorbim de pensionarea pe caz de boală și revenirea în sistem, că există probabil cazuri puține și de acest gen și care nici nu trebuie discutate. Și ce mai trist, că mulți dintre ei sunt oameni valoroși. Bineînțeles că cei mai mulți dintre ei sunt, dar s-au legat de această chichiță până la urmă legală, nu știu pentru cine a fost dată, bănuiesc că a fost vreo intenție, că nu cred că s-au gândit PSD-ul că hai să vedem, au vrut la un moment dat să scape de unii din sistem și și-au considerat că asta banul este cea mai bună soluție. E o problemă. Scurt, domnule avocat, vă rog. La un moment dat, Valeriu Stoica, știu că a dat aceste drepturi suplimentare magistraților în perioada mandatului acestuia, când era ministrul justiției. Pe de o parte, au fost motivați să rămână în sistem, că ăsta era scopul, să rămână mulți magistrați în sistem, să nu se pensioneze, să nu treacă cum era febra atunci, în anii 90, în avocatură sau în alte profesii, notariat, orice altceva. E, pe de altă parte, li s-a dat posibilitatea să iasă din sistem repede, la o vârstă foarte încă tânără, încă creatoare, de 45-50 de ani, lăsând sistemul descoperit. Deci aici este problema. Mergem în publicitate, ne întoarcem în câteva minute, suntem și în așteptarea unor declarații de presă ale președintelui PMP, Eugen Tomac, o să le vedeți în direct pe B1 TV. Ne întoarcem în 2-3 minute. Am revenit în platou pentru concluziile acestei prime ore de discuții. Domnule avocat, v-aș întreba pe dumneavoastră, în cazul în care proiectul acesta de abrogare a legii pensiilor va trece astăzi de Camera Deputaților, cameră for decizională în acest caz, ce se va întâmpla mai departe? Am văzut că legea va fi atacată, deja au fost partide care și-au asumat acest lucru, va fi atacată la CCR, se așteaptă decizia Curții Constituționale până la intrarea în vigoare. Spunea și domnul Iliescu și spunea un lucru foarte bun. Acum înțelesem că la Senat a picat, caz în care situația aceasta ar trebui să avem un plen și să vedem exact care va fi forma finală. Dar în cazul în care trece acest proiect, cu siguranță cineva nemulțumit va ataca la Curtea Constituțională și se pare că acest cartof fierbinte se va pasa organului constituțional, de control constituțional, ca să dea această decizie peste nemai fi nimic. Doar Dumnezeu. Care are la dispoziție cât, Lili, să se pronunțe? Nu este un termen fixat. În general, cam să la două săptămâni așteaptă punctele de vedere de la toate instituțiile implicate în conflictul respectiv, după care se dă un termen la care se pronunță sau se amână. Poate să dureze și două săptămâni, poate să dureze și patru luni. Și au fost decizii date de Curtea Constituțională, verdicte, și după un an. Și odată ce e pronunțată și redactată și publicată monitor, e obligatoriu. Noi, indiferent dacă clasa politică astăzi votează această lege și trimite, cum ai spus, acest cartof fierbinte la judecătorii CCR și de acolo nu mai ai ce să comentezi și fiecare politician o să-și tragă motivarea și o să spună, domne, așa au decis judecătorii constituționali, un lucru rămâne cert. România are o problemă. România are o problemă că o minoritate, pensionar fiind, au foarte puțin bani, o majoritate, pardon, și o minoritate au foarte mulți bani. Tot o decizie politică. Noi, Partidul Mișcarea Populară, am susținut, domne,
trebuie să aplicăm principiul contributivității. Sunt de acord. Corect. Că un militar trebuie să aibă un salariu bun, mai ales cei care merg în teatre de operațiuni. Sunt de acord că un sportiv de performanță... Și un magistrat trebuie să aibă un salariu. Păi luăm categoriile. Da, toți. Un sportiv de performanță trebuie să aibă în timpul vieții și mulți dintre ei au o indemnizație bună. Vă gândesc la cei care au un salariu bun, cei care lucrează la, încă la cluburile de stat. Că sunt foarte multe cluburi care sunt de stat. Mă gândesc că un judecător trebuie să aibă un salariu foarte mare, un procuror la fel. Mă gândesc că tot ce înseamnă personal TESA, că și ei lucrează cu acte, cu acel plumb din toate hârtiile care sunt xeroxate în condiții de muncă grele. Sunt de acord că un pilot trebuie să aibă un... Sunt de acord că ceea ce îi privesc pe senatori și deputați, trebuie să găsim o soluție astfel încât ce stă la pensii speciale. Nu, din indemnizația pe care o ai tu să se constituie o parte într-un fond, ca și cum s-ar numi fond de pensii, și din acest fond de pensii să plătească. Deci pe dumneavoastră nu v-ar deranja dacă ar pleca nu. Pe fără așa aceste pensii. Dar una e să fii de carieră și alta e să fii pe un mandat determinat în viață. Eu așa gândesc. S-a văzut ca un atac la adresa magistraților acest proiect legislativ. Nu este un atac, este o încercare de a aduce lucrurile la normalitate. La o formă de echitate socială, având în vedere nivelul de dezvoltare economică al țării, posibilitățile actuale ale României de a plăti aceste, pe termen scurt, mediu, de a plăti aceste drepturi și faptul că și alte categorii sociale ar putea să reclame pe bază de nediscriminare, aceleași drepturi. Păi da, eu n-am mai văzut senatorii în grevă, piloții în grevă. O parte din deficitul României... Parlamentarii în grevă, că tot vorbeam primari, viceprimari, da, că și o parte din deficitul României îl reprezintă aceste, plata acestor pensii. Deci noi ne împrumutăm de la organismele interne, care ele vor veni cu dobânzile lor, cu majorările lor, vor veni pur și simplu ca un bulgăre de zăpadă. La un moment dat se va sparge. Că nu ai cum, dacă tu nu găsești, dacă tu nu ai un echilibru. La ora asta, 5,3 milioane de pensionari sunt susținut de aproximativ 5 milioane de angajați. Nu ai cum, nu ai cum. Este foarte greu dacă tu nu găsești... Și soluții nu sunt multe. Cineva vorbea că ar fi o soluție mărirea vârstei de pensionare de la 65 la 67 sau 70 de ani, ceea ce mi se pare o tâmpenie. Prostie. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. Sau lucruri mărunte, cum sunt astea, cumularea pensiei cu salariul să nu mai existe și o parte dintre pensionari se vor duce probabil la 45 de ani în privat. Sau mă gândesc la altă soluție în care tu să poți, pensionarii, chiar dacă au 65 de ani, eu sunt unul dintre cei care am susținut, de exemplu, domnule, dar de ce la nivel de primării, în toată țara asta, de ce să te pui să comanzi dacă tu ai acolo pensionari, nu știu, sudorii, cei care au lucrat toată viața în lemn? Fă-le, frate, un mic atelier, tu, Consiliul Comunal, Local, fă-le 10, 20, 50 de oameni și nu mai stai să dai milioane de euro, domnule, la licitație Iliescu, când poți să le faci tu. Poate o să aveți dumneavoastră ocazia, prin prisma funcției de primar pe care o vânați, să faceți aceste ateliere. Trebuie să mergem în publicitate. 100%. Continuăm să dezbatem și începând cu ora 14. Vedem ce declarație a făcut fostul premier Viorica Dăncilă. Știm că vă era dor de doamna Dăncilă. Vă spunem doar atât că a avut o explicație inedită pentru una dintre cele mai controversate decizii pe care l-a luat în sejurul la Palatul Victoria. Vedem despre ce este vorba începând cu ora 14. Revenim.